Compania de drumuri scoate la licitație încă 41 de kilometri din autostrada Transilvania, investiții estimate la 800 de milioane de euro. Tronsonul este unul dificil în condițiile în care pe cei 41 de kilometri vor trebui realizate 65 de lucrări, viaducte, poduri și pasaje. Secțiunea cea mai complicată este însă cea cu tunelul Meseș, care va avea două galerii cu o lungime de aproape 3 kilometri și câte două benzi de circulație pe sens. Constructorii interesați trebuie să depună oferte până pe 11 ianuarie 2021. Compania de drumuri a semnat anul acesta contracte de proiectare și execuție pentru aproape 56 de kilometri din autostrada Transilvania.